Tânăra a locuit cu bunicii săi, însă după moartea lor se pare că ar fi avut un șoc emoțional. Mai mult, mama sa este plecată în străinătate și plata întreținerii este singurul ajutor pe care îl oferă. Vecinii spun că cel mai mult îi deranjează mirosul care vine din apartamentul său, dar și mizeria pe care o lasă în urmă în casa scării și în lift. Dar dacă deschid geamurile, nu se poate sta în casă, efectiv. Ce se întâmplă la ea? Deci urinează de fecă prin casă, pe lucruri, pe ea, umblă așa pe stradă, pe casa scării, ne-a mai urinat, am spălat după ea. Săracă fata are probleme, că nu vrea nimeni, nu-i cunosc de când e mică. Nu știu ce să vă zic despre ea așa. Are și asta, dacă caută pe ghene. Că practic e un focar de infecție la ea în casă. Da, n-am fost la ea în casă, vedeți acum, dar se simte și când coboară pe scări și urcă, săraca miroase foarte urât, practic nu se spală. Suntem condamnați să suportăm mirosul, suportăm mirosul în lift, pe casa scării, pe toate astea. Deci nu se poate merge sau să urci cu liftul în spatele ei. Deci trebuie să ținem ușile deschise, să putem să aerisim, să putem trece mai departe. Nimeni nu vrea să-i facă rău. Normal că vrem să o ajutăm. Dacă nu putem, ce putem face? Nu știu ce. La mama ei ați apelat? Păi cum să apelăm dacă nu răspunde? Vecinii au sesizat mai multe autorități, însă nimeni nu a putut face nimic până acum. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au redirecționat petiția către primărie. Da, cazul se află în evidențele noastre de mai mulți ani. Colegii mei au efectuat numeroase deplasări în teren. Doamna nu a fost găsită la domiciliu. În trecut am reușit să o contactăm pe aparținătoare, mama dumneai, care este proprietara imobilului, care face obiectul sesizărilor. Și a fost consiliată cu privire la demersurile pe care le poate întreprinde și anume încadrare în grad de handicap în funcție de starea de sănătate pe care o are fica, întrucât din sesizările pe care le-am primit a rezultat că ar prezenta anumite tulburări psihice. A fost consiliată cu privire la instituționalizarea fiicei, având în vedere că dumnea ei nu se află în țară, iar fica locuiește singură în imobilul respectiv. Însă a refuzat toate aceste demersuri propuse. Reprezentanții Administrației Serviciilor Sociale Comunitare din cadrul Primăriei Ploiești spun că au vorbit și cu tânăra o singură dată, însă aceasta a refuzat consilierea, așa că acum încearcă să apeleze la sprijinul unui specialist. Mai mult decât atât, am sesizat medicul de familie și am solicitat monitorizarea permanentă a stării de sănătate și analizarea oportunității internării nevoluntare, având în vedere afirmațiile acestea potrivit cărora doamna ar fi cu afecțiuni psihice. Noi nu avem nicio dovadă în acest sens și mai mult decât atât, dacă ne-am deplasat în teren, nu putem să întreprindem demersuri în absența persoanei. În funcție de demersurile întreprinse de instituțiile sesizate și de punctul de vedere comunicat, vom acționa și noi în consecință. Culmea, spun reprezentanții ASSC Ploiești, nu este singurul caz de acest gen din municipiu. Au în monitorizare aproximativ 50 de astfel de persoane. Poliția nu poate interveni în cazul tinerei, întrucât acesta nu face fapte penale.